sunt Elena, câți ani aveți? 87. Și cum vă descurcați fără apă? Ia că așa mai plâng, că Dumnezeu nu vrea să aud că suierim. Am și la colos cu apă caldă, dar măcar o aveam. O luam în traiță și mergem la deal. Nu este apă. Aveți apă? Doamne, fac crujus și apă. Noaptea la 12 dă drumul leac, acum chicuri și restul, adio la fântână dacă... Câte 30 de tone de seclă numai, cu două mâini. Și acum ați ajuns să vă rugați pentru un pahar cu apă? Cu apă, da. Dar nu avem dimineața când mă scol să mă spăl pe ochi. Mă duc la pomp și ridic nimic, nimic, apă. Chestia, cum văd eu, e un pic tragică din cauza incompetenței. Bună ziua! Nu avem apă. Din păcate, regiunea asta a fost uitată și de Dumnezeu și de conducători. Timp de 34 de ani, PSD-ul n-a reușit să conceapă un master plan prin care toți oamenii din zonă să beneficieze de niște utilități necesare secolului 21. Am o întrebare la dumneavoastră. Ce părere aveți că oamenii se plâng din comună, că nu au apă, că au lipsă de apă? Am primit niște informații și am dorit să știm și și răspunsul dumneavoastră sau părerea dumneavoastră. Și nu considerați că ar fi fost mult mai bine ca, să spunem, acest interviu să fi avut loc față în față? O să vă las un mesaj cu o zi înainte, da? Este bine? Deci deja să știți că nu vă mai aud.